Laminaur, Baia Mare, pas anticipată de Vătăjelu, recuperată însă de Ciocan. Ce dribling frumos, Sergiu Ciocan, șutează la colțul scurt, reține Lazar. Partide, aș spune, pentru că nici Craiova n-a avut până acum o fază chiar atât de periculoasă. Gustavo execută și o face impecabil. 1-0 și acum prima fază fixă. Vede, se duce târziu Alexandru Gudea după acest balon. Nu știu dacă a fost neapărat chiar în plasa laterală, dar a avut intensitate. Marius Constantin șutează la rădăcina barei. 2-0. A ghicit colțul Alexandru Gudea, dar Marius Constantin a dat destul de tare. Gudea a făcut un pas în plus până la corpul Crețu, foarte greu de deposedat. Un șut 178, un loc 5 în 1979. Adversarii săi în astfel de dueluri, 1-1, șansă însă acum pentru Baia Mare. Intenția n-a fost deloc rea. Sunt apucea, nu s-a dus deloc aproape, încercarea îndrăzneață de altfel a lui Alin Văsălie, fotbalist împrumutat de la Lecea, într-un derby local. O, ce pasă bună, să vedem finalizarea lui Colici, este o intervenție însă excelentă a lui Alexandru Gudea. Pasă foarte bună a lui Bayram, întinde piciorul drept portarul celor de la Minaur Vâna. Centrare în interior, gol! Deviere subiată. Înscrie în această seară Universitatea Creva, cel puțin până acum. Sau mai bine spus, fazele statice sunt suficiente. A apărut că nici nu s-a forțat în anumite momente. Opțiuni, să spunem, de bază în campionat, vor avea restul acestui meci pentru a demonstra că merită și este gol. 4-0 înscrie Colici. Nu mai marcase din august, când a și înscris de altfel singurul său gol din această stagiune în partida cu Rapid. Greșeală mare de marcaj, asistul lui Jovan Markovic și, mă, normal, vom avea scorul acestor optimi aici la Baia Mare. Și jucătorii Craiovei în defensivă, nu poate fi altceva. Lazar, această repriză secundă pentru Minaur. A, o traiectorie ciudată, n-ai cum să riști să prinzi mingea, pentru că e posibil să te lovești. Urmărește toate meciurile din Liga 1 din orice colț de lume pe primaplay.ro.